Ne mai sună cineva. Ne mai sună cineva, Nicolaina, te salut. Unul după alt. Ia continuare. Să vezi, ia Dragii. Să vezi. Ia uite cine ne-a sunat. Hey, prietenul nostru Pavel, care de obicei, dacă era aici, mâncam sigur o slănină, mâncam sigur o ceapă așa tăiată, nu? Să înțeleg că tortul tău anul ăsta e din slănină și ceapă. Eu așa mi-aș dori. Măi, Cătălinule, m-am zis, băi, cine m-a deranjat pe mine de ziua mea? Și am zis să deranjez și eu la fel. Dar am zis să nu fiu singur, uite, sunt cu Napoleon. Bună ziua, te salut, vă mulțumesc mult. Mulțumesc. Un très grand prezentateur de televizion dans les Roumanie. Oui, Cătălin. A zis că da. Thank you. Văd că e pur și simplu, nici nu își poate, cum să zic, să-și ia privirea, adică este surprins. Amuțit. Dar tu unde ești acum? Tot în Slovacia? Da, sunt în centrul Bratislavei. Mai am încă o zi de filmare și gata, după aia vin spre casă. Astăzi e un pic de pauză. Azi e pauză, beau o cafea în cinstea ta. Înțelegi? Și ce să zic, mă omule, să fii sănătos, asta e cel mai important. Mersi mult de tot, Pavel. Să te bucuri de ce ai. Asta e iarăși este foarte important, să te bucuri acum, nu doar de Crăciun sau de Paște, știi cum facem noi românii, e o tradiție la noi, ne bucurăm doar atunci. Nu, trebuie să ne bucurăm în fiecare zi și sunt sigur că faci acest lucru. Mai în rest, ce să zic, știi cum e, să fie primit. Doamne ajută! Îți mulțumesc mult și abia te așteptăm când vii de acolo să ne și povestești cum a fost și abia așteptăm și filmul când apare. Ai cadou șliboviță de aici. S-a notat. Cadou șliboviță. Mulțumim deci, mult de tot! Numai bine, Cătălin. Numai bine. Să fii sănătos. Distracție plăcută. Mersi mult de tot, Pavel Bartoș, prietenul nostru care este la filmări și e plecat de ceva vreme acolo pentru filmări.